Cuvintează, preacuviasă Pântestareți, ca să vorbesc. Preacuvioși Părinte Stareți, preacuvioși părinți, iubiți credincioși, iată cu rânduiala și pronia divină a bunului Dumnezeu, culmea urcușului duhovnicesc sau virtutea înălțării prin post și rugăciune, ceea ce remarcă toți Sfinții Părinți în scrierile filocalice și totodată în toată învățătura noastră tradițională bisericească, a ajuns să împingă mintea noastră duhovnicească spre vârful sau apogeul înaintării în virtute și spre lucrarea faptelor bune, împingându-ne până la vârful Golgotei celei duhovnicești, așa după cum spunea și învățătura de la Pateric, atunci când mintea ți este preot, când inima ți este altar și voința ți este prescură și poți să-L jertfești pe Hristos în tine, ajungi să te întâlnești cu jertfa divină a lui Iisus Hristos sau jertfa crucii. Crucea vine în mijlocul postului cu puterea duhovnicească de a sta precum odinioară stătea pomul vieții în mijlocul raiului. Crucea vine în mijlocul postului, toiag și mânghierea celor slabi, întărirea celor neputincioși, cheia împăratului dumnezeesc cu care se deschide ușile raiului. Deci ca orice om care înaintează pe calea virtuții, în momentul când este spre apogeu sau spre final, primește o parte din puterile duhovnicești cu care se înalță spre Dumnezeul nostru cel ceresc și aceasta este vederea duhovnicească a lui Dumnezeu. De ce spun vederea duhovnicească a lui Dumnezeu? Pentru că atunci când jertfa nu este de sine, ceea ce Sfinții Părinți arată și Grigore Ținaitul Filocalea 7, iubirea de sine ne împinge spre păcate exagerate sau grosolane, înălțarea cugetului în sine și ridicarea minții la Dumnezeu ne duce spre jertfa curată de sine în care partea pozitivă din eu nostru este cultivată pentru Iisus Hristos, adică pentru Tine, Doamne. De aceea, Spalamaș, Sfântul Simeon, nou teolog, spunea: nu eu trăiesc, ci Hristos trăiește în mine. Iată și la această Sfântă Liturghie, încununată de Harul Sfintelor Taine, prin sfințirea trupului și sângelui lui Dumnezeu, nu noi trăim, ci Hristos trăiește în noi atunci când ne împărtășim pe calea ascultării rugăciunii și pe calea linguriței de-a lungul postului prin spovedania și împărtășania la preotul duhovnic, atunci când Hristos intră în inima noastră și își face locaș sfințit în inima, așezându-se în sufletul nostru, precum în pântecele Fecioarei, ca pe un scaun de heruvim. Ați văzut, Evanghelia de astăzi a pus accent pe una din cele mai importante părți, despre cele mai importante părți din puterea noastră rațională. Și spune Duhul Sfânt la psalm: și cu arma bunăvoirii ne-a încununat pe noi. Făcutul ai pe el mai puțin față de îngeri, adică purtând omul trup, nu s-a învrednicit de starea spirituală încă de la început prin călcarea poruncii, dar iată că arma bunăvoirii ne împinge de la sacramental spre dumnezeiesc, tot prin voința de sine. Și primul cuvânt și cel mai greu din Evanghelia de astăzi sună în felul următor: cel ce vrea să vină după mine. După mine se înțelege că este vorba de taina dumnezeirii, este vorba de Mântuitorul Iisus Hristos, dar cuvântul a vrea, odată scris cu V mic, adică atunci când este voința noastră personală, iubirea de sine, mândria de sine, cruțarea de sine, lenea de sine, înfumurarea, părerea și toate celelalte ale filocaliei pe care le prezintă Sfântul Ioan Damaschin, atunci când ne arată păcatele noastre sufletești, cele subțiri, vine și a vrea cu inițială mare, adică voința lui Dumnezeu, despre care El de nenumărate ori a arătat în Sfânta Scriptură. Eu aș vrea ca lumea, deci eu aș vrea ca lumea, adică noi și cei ce suntem de față și toți dreptmăritorii creștini, să aibă. Ce să aibă? Viață veșnică și să o aibă din belșug. Eu aș vrea ca cine intră pe ușă să ajungă la Tatăl, la pășunea cea duhovnicească. Eu am venit ca oile mele să aibă.
Ce să aibă? Să aibă viața din belșug. Iarăși Mântuitorul spune, eu aș vrea ca toți să fie una. Deci iată, iarăși voința majuscula lui Dumnezeu, deci când se scrie cu literă mare voința dumnezească adevărului absolut. Și iarăși Mântuitorul Iisus Hristos spune, eu aș vrea să vă iubiți între voi, să cunoască lumea că sunteți ucenicii mei. Și iarăși Mântuitorul a spus, eu aș vrea ca foc să ardă în inima voastră, căci foc am venit să arunc din cer și ce mult aș vrea să ardă. Deci iată acest a vrea, pe care Sfânta Scriptură îl consemnă în mai multe pasaje din învățătura mesianică a Mântuitorului Iisus Hristos, pe care unii oameni l-au interpretat după voia lor. Unul vrea să fie mare, unul vrea portofoliu înalt, unul vrea să fie bogat, unul vrea să fie frumos, unul vrea să fie inteligent, unul vrea să fie șmecher, sau toate celelalte derivațiuni ale cuvântului acesteia. Iar unul vrea să fie smerit sau vrea să urmeze lui Hristos, dar nu în orice fel de condiție. Condiția necesară și esențială este ca el să vrea, în primul rând, ce? Voința deplină a lui Iisus Hristos în schimbul voinței sale personale. Iar în voința sa personală pătrund patru mari elemente categorice care ne arată nouă atunci când suntem pe calea personală a lui Iisus Hristos, când El a spus, unde sunt eu, acolo și slujitorul meu. Cel ce mănâncă trupul meu și bea sângele meu, eu sunt întru El și El este întru mine. Și ca să se împlinească lucrul acesta, Mântuitorul Iisus Hristos este consemnat de învățătura Tatălui atunci când spune, atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât pe Fiul Său l-a dat să moară, și încă ce fel de moarte? Moarte pe cruce. De aceea spunea într-un pasaj, chiar ieri amintea cineva, El este Cel ce a purtat biruința pe umerii Săi. Deci, El este Cel ce a purtat crucea biruitoare a vieții veșnice pe umerii Săi prin răstihnirea umanului îndumnezeit și prin dezrobirea dumnezeirii din umanul întunecat. Deci, sfera cerescului opacizată în păcatele pământescului, cum spune Antonie Plămădeală în cuvinte la zile mari, și arată că atunci când omul strălucește prin lumina adevărului, care este calea adevărată și viața, deci adevărul vă va face liber, Apostolul Pavel, vine ca omul să se golească pe sine și să apară în fața lui Dumnezeu cum? Plin de har. Vine ca omul să se golească de sine și să apară în fața lui Dumnezeu cum? Smerit. Și a căutat spre smerenia roabei sale. Deci iată măsura esențială, lepădarea de sine. Lepădarea de sine, acest lucru categoric și întâlnit și comentat la toți Sfinții Părinți, îndelungul patristicii și a celor 12 filocalii, este un termen foarte categoric care a dat de furcă înalților și marilor prelați teologi ai tuturor vremurilor, începând, ca să spunem, de la marii trăitori Antonie și Pahomie și terminând cu cel din urmă mare trăitor, să spunem, sau cel prea îndumnezeit la minte, Grigore Palama, cel pe care l-am sărbătorit duminica trecută, sau, ca să spunem, și acelui scolastic Ioan Scăraru, care a scris tablele duhovnicești sau scara, în care îi se arată omului urcușul duhovnicesc care nu vine decât din lepădarea de sine. Această lepădare de sine are la bază trei temeiuri. Atunci când omul s-a lepădat de sine, adică de voia sufletească a sa și s-a dăruit în mâna starețului său, fie în viața monahală, sau s-a dăruit ca femeie în mâna bărbatului său, fie în viața căsătorită, sau ca bărbat în mâna lui Dumnezeu, cap al bărbatului fiind Hristos, atunci această lepădare de sine este controlată prin puterea virtuții. Și Mântuitorul Iisus Hristos a spus, de a-ți avea credința numai cât un sâmbure de muștar, ei spune muntelui mută-te și el s-ar muta. Ei, acum făcând o concretizare la noi înșine, să vedem măcar cât nu munți, măcar câte fărâme de pământ păcătos din sufletul nostru le-am doborât prin spovedanie la o parte, golind taborul inimii unde se poate să aibă loc
schimbarea la fapt, adică smerirea noastră în Duh, după legea și voia lui Dumnezeu, pentru că tot El spune, din porunci mă veți cunoaște. Sau cum spune Isaac Sirul, folosul apropiului este roada ta. Dacă soția nu se bucură, dacă monahul nu se bucură, cei ce stăpânesc sau cei ce domnesc cu putere de sus ce li s-a dat, ei nu au nicio bucurie sau vreo rodnicie duhovnicească. Legat de smerenia de sine sau legat de lepădarea de sine, Mântuitorul Iisus Hristos vine și specifică neputința fiecărui om în parte, arătând la Sfântul Vasile cel Mare că trup de trup se deosebește ca vreascul de fier, sau cum mai spunea el, am văzut trup slăbărogit de post și rugăciune și plin de patim. Și atunci când postim, trebuie să ne aducem aminte că Satan nu a mâncat niciodată. Și atunci când ne rugăm și priveghem, trebuie să ne aducem aminte că Satana nu doarme, ci umblă ca leu și caută pe cine să înghită. Și atunci când păzim fecioria cea trupească, pentru care ne luptăm de veacuri, zile, ani și nopți de-a rândul, prin postiri și privegheri sau orice fapte bune însoțite de elan duhovnicesc sau de râvnă în sila firii, cum i se spune monahului, și atunci trebuie să ne aducem aminte că dacă ea nu fertilizează duhovnicește în sufletul nostru, este o feciorie sterilă și stearpă, exact despre care Mântuitorul spunea în Evanghelie, eu nu vă cunosc pe voi și dracii sunt feciori. Deci ce se întâmplă? Elementul esențial și categoric în lucrarea spirituală, pe linia feciorească a trupului, cum spune Sfântul August, fericit Augustin, prea puțin sunt cei feciori cu trupul, dar prea mulți sunt cei feciori cu mintea. Deci fecioria minții duce la lucrarea luminată a lui Dumnezeu spre curățirea de patim și groase și subțiri, vorbind de păcatele cele care se întâmplă lumește și de cele pe care le facem carnal prin gust și simțuri, și referindu-ne la păcatele sufletești care pornesc din inimă, părerea că sunt mai frumos decât altul sau mai deștept și m-a dus dracu în iad. Un alt lucru categoric ce trebuie comentat și prezentat este și acesta. Atât pe linia spirituală, monahală, cât și pe linia creștină, lepădarea de sine are în ea patru elemente categorice. Sunt femei, vorbind de căsătorie, fiindcă avem mulți creștini, care ascultă de bărbaților de frică și n-au nicio plată, sau invers, bărbatul de femeie, de viclenie, sau cum spune ca să ne creștem copiii, de fățărnicie să arate lumii că sunt pioase și evlavioase, dar Satana stă cuibărit în inima lor și, cum spunea un fericit părinte, iadul e plin de intenții bune și căptușit cu limbi de femei atunci când nu știu să o țin acasă și o trimit pe garduri. Și a patra, cea din urmă, ascultarea cea adevărată prin care familia nu se dezbină niciodată, adică când bărbatul urma de preceptul învățăturii cristianice, adică a poruncilor dumnezești, își iubește familia la concret, fără să fie forțat de vreo împrejurare sau că i-a dat duhovnicul canon să n-o bată sau să o întrețină și să-i aducă salar și să-i crească copiii. Pe linia monahală problema se pune în același mod. Sunt patru feluri de ascultări izvorite din lepădarea de sine. Trei viclene și una adevărată. Adevărata lepădare de sine, cea adevărată, este că atunci când te dai în mâna starețului tău să fii deplin categoric că acesta te duce pe calea lui Dumnezeu și atunci nu ai motiv nici să cârtești, n-ai motiv nici să te îndoiești și n-ai motiv nici să te întristezi, pentru că El va răspunde de mântuirea ta. Dar cum lumea a progresat și cum teologia a pătruns în toate mediile și laice și călugărești și cum învățătura înaltă, filozofia și facultățile profane și învățăturile noastre de zi cu zi, facultăți și filozofie și literatură și filologie și calculatoare și computere și bombastice și aeronautice și tot ce vrei, omul este tentat să gândească înainte de sine și să-și ia acea precauție din care apare ce? Apare ascultarea lepădării de sine, cea fățarnică, care este la prima vedere și ea este o ascultare din care monahul nu are niciun rod, candela lui nu are fapte bune și lumânarea feștila lui nu este aprinsă. De ce? Apare suspiciunea și apare interpătrunderea de neîncredere, ceea ce la creștin sau la mirean se cheamă gelozia între bărbați și femeie, apare gelozia duhovnicească în care ucenicul își contestă starețul că l-ar iubi cu adevărat sau l-ar iubi fățiș sau fățarnic, adică îndoi.
Și atunci el încearcă să se prezinte în fața starețului său mai mult sub forma slăbănogului sau mai mult sub forma lingușitorului, care ce face? Caută să se mărească în ochii lui, surpându-se pe sine în interior. Adică se muncește cu el și dracul muncește de așa natură, încât el, în loc să crească duhovnicește, mai mult scade datorită faptului că el n-are încrederea, în primul rând, în mâna cui s-a dat, dar în același timp n-are încrederea în el că va rezista adevărului pe care l-ar prezenta în valoarea lui reală. Și atunci el se lipsește de adevăr și, cum spunea Sfântul Antonie într-o discuție cu Satana, zice, măi, întunecatule în rele, sunt ceva călugării, iad, nu, călugării n-au ce căuta în el. Dar zice, bine, din ăștia cu haină lungă și cu barbă, cu haine largi, câți vrei? Deci iată ce diferență era între autenticitatea monahală și fățărnicia monahală. O a doua treaptă a lepădării de sine într-un anturaj viclenesc este și acesta. Venirea la mănăstire, cum spun Sfinții Părinți, cu scop. Adică să ajung preot, să ajung arhiereu, să ajung diacon, să ajung călugăr, să ajung chelar, să ajung templar, să ajung econom și atunci, după ce te-ai văzut mare în funcție, să te dai grande, cum se spune într-un termen popular, față de cei din lume și să le arăți ce ai realizat tu. Și eu spuneam despre aceștia că se numesc flecarii. Adică el, dacă ar fi fost căsătorit sau în lume, nu și-ar fi permis vreodată vreo funcție sau vreun rang înalt, că știa că nu o dobândește. Dar venind și viclenindu-se și fățărnicindu-se, a îmbătat mintea starețului său, pozând într-o atmosferă de om pios, despre care spun Sfinții Părinți că aceștia sunt cei mai periculoși, că ei, nesfătuindu-se, cad ca frunzele sau ajung să se încreadă minții lor și sunt purtați de dragi de aici colo. Și atunci nu e de mirare când un drac descoperit unui monah sporit din Sfântul Munte i s-a arătat cu grumazul jupit și l-a întrebat cum îl cheamă, i-a spus un nume foarte răstălmăcit, un nume din acesta drăcesc foarte interesant și a zis, dar de ce ai tu rană pe grumaz? Păi zici, eu am îmbătrânit în ale drumurilor. Dar de ce? De ce trebuie să călătorești? Păi zice, eu împlinesc cuvântul Scripturii, car creștinii dintr-o cetate în alta, zice, și car și pe călugări. Azi îl car pe unul, mâine îl aduc pe altul, astăzi îl car pe unul, mâine îl aduc pe altul. Și în felul acesta apare această transferare permanentă, încercând să-ți găsești liniștea dintr-un loc în altul, dar uitând că oriunde vei merge, tot tu ești. Adică oriunde vei merge, tot cu eu tău te întâlnești. Oriunde vei merge, tot la fel de leneș ești, tot la fel de viclean sau la fel de nelucrător, sau oricâți bărbați ai schimba prin căsătoria întâia, așa doua, așa treia, așa patra, așa noua și prin prostituarea minții, cum se mai obișnuiește astăzi în lumea laică, să schimb 20 de bărbați, dar dacă tu ești destrăbălată și negospodină, nu rezolvi nimic. Și ultima și cea din urmă, deci ultima și cea din urmă, ascultare și formă de lepădare de sine, este și aceea a vicleniei autentice totale, în care nu există chemarea lăuntrică și atunci, cum se spune în popor, mănăstirea rămâne stare de refugiu. Zice, de ce s-a dus săracul la mănăstire? Păi era șchiop, era prost, era ipotent, era handicapat, era bâlbuit. Deci, iată, mănăstirea a reușit să racoleze și să adune în ograda ei sau în grădina ei, ca într-un spital de nebuni sau într-o, ca să spunem, într-un auspiciu, toate rezidurile societății și vezi, Doamne, să le facă să sporească. Lucru fals și neadevărat, dar rămas în concepția poporului, pentru că și unele bătrâne de ale noastre, sporite în fapte bune și în viața bună, a, păi, dragul mame, dacă te-ai despărțit de atâtea ori, du-te și te călugărește. A, păi, dragul mame, dacă nu ți-a ieșit în dragoste, du-te la mănăstire. Adică, hai că mănăstirea adună, ca la tomberon, toate gunoaile, le îmbracă în negru și le prezintă lui Hristos ca elemente de porțelan și cristal strălucitor, vezi, Doamne, virtuți de sfinți. Ori sfinții sunt cei mai autentici oameni, cei mai perfecți și mai drepți și cei mai fără de meteahnă, exact cum se cereau jertfele Vechiului Testament, să nu fie melbeteag, să nu fie cu vreun semn, să nu fie cu vreun beteșug, ci să fie adus curat lui Hristos, căci cine aduce lui Dumnezeu jertfa lui Cain este pierdut sufletește și mort mai înainte de moartea trupului. Deci toate erorile și toate conjuncturile vieții, fie în căsătorie sau fie în călugărie, fiindcă lepădarea de sine se raportează foarte frumos la amândouă,
vin să ne arate nouă că până nu apare schimbarea fenotipului personal a eu-lui din noi înșine și întoarcerea la realitatea categorică a noastră ca oameni, ca ființe îndumnezeite prin învierea lui Hristos și printr-o luptă concretă pe calea crucii, nu vom rezolva nimic. Nici baticul pus pe ochi, nici fusta lungă până în pământ, nici metaniile prea lungi pe la icoane, nici rugăciunile prea îndelungi ca la păgâni, cum spune Apostolul Pavel, nu borborosiți multe, că nădejdea borborosirii Dumnezeu vă ascultă, nici camelafca cea neagră, nici haina monahală nu mântuiește, că nu stă dumnezeiasca taină nici în barbă, nici în haină. Iar Isaac Sirul spune, stă în sufletul curat, de sine lepădat și lui Dumnezeu închinat. Deci lepădarea de sine este a vrea. Ori a vrea acest categoric înseamnă viața cuvioasei Parascheva, pe care puteți să o citiți, să aflați adevărata trăire în Hristos, viața Sfântului Ioan Iacob Hozevitu, viața lui Paisie de la Neamț, viața lui Ioan cel Nou de la Suceava, viața Sfântului Antonie, viața Sfântului Eftimie, viața lui Moș Gheorghe Lazar, viața lui Ioanichie Moroi sau câți alți părinți străintori văd aici pe picturi cuviosul Simeon de la Pângăraț, cuviosul Anfilohie de la Pângăraț. Deci iată, sfinți autentici și mărturisitori ai dreptei credințe și a urcușului duhovnicesc pe calea faptelor bune, neascunși sub o falsă mască de smerenie sau sfințire. Pentru că unii cred, zice, voi îmbătrâni și mă voi mai pocăi. Dar iată ce spun sfinții părinți. Că liniștea bătrâneții este osteneala și agoniseala tinereții. Dacă până la 40 de ani n-ai dobândit liniștea ta interioară și n-ai dobândit rostul rugăciunii categorice, după 40 de ani lesne este și greu de mai înțeles că te vei mai întoarce sau vei găsi o cale de liniștire și atunci avem ocazia să auzim de femei care au rămas nemăritate și au crescut nu știu câți copii, de femei care s-au măritat de nu știu câte ori și n-au avut noroc niciodată, că se de la țară, de călugări care au bătut câte 50 sau 60 de mănăstiri și în final i-a prins moartea prin spital sau pe drumuri, sau au murit prin casa vreunui creștin sau de mila vreunui stareț prin vreo bolniță de mănăstire, dar când te uiți la trecutul lui glorios, toate faptele spre dos. Deci, înălțarea Sfintei Cruci vine categorică să ne arate că lepădarea de sine este adevărata și autentica formă de înaintare spre virtute. Atunci când te-ai lepădat de sine, următorul lucru trebuie să te faci următorului Hristos. Iar în urma lui Hristos nu se merge cu reclamă. În urma lui Hristos nu se merge cu diplomă. În urma lui Hristos nu se merge cu studiu. În urma lui Hristos nu se merge filocalic, nu se merge teologic și nu se merge filologic, adică prin cultură vastă. Ava Dorotei, dacă ați citit Filocalia 11, și cu Ava Ioan aveau un ucenic, și Varsanufe și Ioan. Și când Ava Dorotei a vrut să meargă la pustie, el și-a format un fond de trăire citit din Sfinții Părinți, și în clipa când i-a cerut starețului să se ducă la pustie, a uitat să se lepede de sine, iar bătrânul i-a spus foarte frumos în una din scrisori, fiule, în pustie ai luat biblioteca cu tine, dar stăpânirea de sine și lepădarea de sine le-ai găsit? Și atunci acesta s-a întors rușinat și a zis, părinte, ce să fac? Învață să fii de folos aproapelui și te vei mântui. Deci călugăria nu începe de la altar, călugăria nu începe de la mitră, călugăria nu începe de la manche, nu începe de la camelafcă și de la analav. Călugăria începe de la vacă, călugăria începe de la oaie, călugăria începe de la lopată, călugăria începe de la săpat șanțuri și începe de la smerenie. Mântuitorul Iisus Hristos, când a venit în Nazaret, fiind Dumnezeu adevărat, nu-și permitea să facă minuni, ci tăia scânduri cu lemnarul Iosif în tâmplăria din Nazaret, iar atunci când a fost mustrat că a greșit, scândura a tras-o și a lungit-o la loc. Ei, această stare divină dumnezeiască este starea monahului desăvârșit. Și cum spun Sfinții Părinți, atunci când creștinul și călugărul face voia lui Dumnezeu, este copilul lui Dumnezeu. Iar când dracul își bate joc de el, este păpușa dracilor. Așa că atunci când suntem încercați de duhurile rele, de duhurile necurate,
să alergăm, cum spune mai departe, învățătura patristică și tradițională creștină, spre calea duhovnicului, spre calea duhovniciei, la dezlegarea de păcate, la dezlegarea lăuntricului nostru. Și se spune că în viața de demult, în lepădarea de sine, atât de înaltă era lepădarea de sine, încât o pildă citită când eram pe undeva într-un loc mai liniștit, era dintr-o traducere chirilică, se spune că atât de sporiți erau călugării în acea mănăstire, încât nici o picătură de apă nu o gustau fără blagoslovenie. Și ce s-a întâmplat? Grădinarul, plimbându-se prin grădină, a găsit o foaie de salată foarte frumoasă. Și i s-a părut lui să o guste, să vadă ce gust ar avea. Și în clipa aceea s-a îndrăcit. Iegumenul, care era văzător cu... Deci atunci când el dă o blagoslovenie, ca blagoslovenia să fie autentică și adevărată, trebuie să fie neapărat în Duhul Sfinților Părinți și în Duhul Filocalei. De ce? Semn al nerespectării blagosloveniei este boala, nereușita, neliniștea, zbuciumul sufletesc, întristarea, scârba, deznădejdea și descurajarea și, dacă vrei, cele ce urmează mai departe. De ce? Ca monahul să simtă că pe deplin este în mâna starețului său și acesta trebuie să-i asigure, deci acesta trebuie să-i asigure mai presus de hrana trupească pe care o mănânce în trapeză, hrana cea duhovnicească, că el în voința lepădării de sine este ca acesta să vrea. Și de ce am pus accentul pe cuvântul să vrea? Se obișnuiește și astăzi, și valabilă rămâne, mai puțin pentru creștini, creștinii obișnuiesc cu totul altceva și le vom spune și lor, atunci când îți alegi un duhovnic, să-l găsești după voia sfatului și sufletului tău. Să-ți spună învățăturile numai care îți plac ție, să-ți dea canonul numai care tu vrei să-l primești, să te îndrepte de păcate la măsura la care tu voiești, dar nu vrei să primești cu adevărat biciul lui Dumnezeu pe spinarea ta și canonul de metanie, post și rugăciune după legea cea adevărată. Păi nu pot că am servici, păi nu pot că am copii, păi nu pot că am familie, păi nu pot că am bărbat, păi nu pot că îs bătrână, păi nu pot că-s diabetică, păi nu pot că-s bolnavă, aia nu pot, aia nu vreau, aia nu știu, aia nu fac. Atunci ce vrei tu? Vrei o imensă mașină de dezlegat păcate care periodic să te descalțe de ele și să arunce ca cu stropitoarea pe o vită scăpată în nămol apă, să te spele și apoi tu să te afunzi din nou? Deci duhovnicul este măsura sau cântarul sau dreptarul după care tu te cârmuiești și te scoli din viața cea pocită și strâmba patimilor și intri pe calea cea creștină fără a te deznaționaliza creștinește din sufletul tău. Asta nu înseamnă că trebuie să te cerți cu bărbatul tău, asta nu înseamnă că trebuie să urli să știe tot satul că tu postești, asta nu trebuie să urli tot satul să știe că bărbatul sui neînfrânat sau e bețiv sau e fumător, ci aceste lucruri se petrec în taină. De ce se petrec în taină? Rostul adevăratei trăiri în Dumnezeu este ca femeia credincioasă să-și sfințească bărbatul păcătos, care este pe post de armăsar uneori, iar bărbatul credincios să-și stăpânească femeia credincioasă, care uneori devine diabolică și isterică prin comportamente și prin ceea ce face. De ce? Pentru că întrebarea sună frumos. Filaret al Moscovei spunea, nu poți să ai duhovnici buni, nu poți să ai preoți buni, nu poți să ai locașuri de închinăciune sfinte dacă nu ai popor bun. Preoți după popor. Și cum spuneam și altă dată, dacă călugării sunt fii de directori cu câte 7 facultăți, sigur că și mănăstirea este o mare instituție duhovnicească în care rațiunea stă la rang de dogmă. Dacă că părinții sunt credincioși și pioși, mănăstirea va fi o mănăstire de trăitori în care rugăciunea și harul lui Dumnezeu se va răsfrânge, se va așeza pe fiecare binecuvântare, pe fiecare cuvânt de rugăciune, pe fiecare capă de creștin, pe fiecare capă de bătrân. Se spune despre Ava Visarion că atâta smerenie avea el și atâta trăire dobândise, încât venind lumea la el să se vindece de boale, nu punea reclame și afișuri, veniți la noi că scoatem draci. Nu! Mergea pe cărare în pustie cu bățul și cu metania în mână și se apropie o femeie cu un copil îndrăcit și îi spune, zice, caut pe Ava Visarion, spurcatul ăla și nenorocitul, nu te mai duce și-ți pierde timpul degeaba. Uite, eu te blagoslovesc, întoarce-te liniștit acasă. Și mergând în schid,
Deci mergând în schit, se întâlnește cu alți părinți și întreabă, zice, știți ceva de Ava Visarion? Este cel din față cu care ai vorbit adineaori, ce acum merge încolo. Cum el era? Păi zice, nu-ți dai seama că el cu el ai vorbit? Și că de fapt da, că copilul meu e sănătos. Deci iată cum se făcea minunile. Iată cum era trăirea autentică duhovnicească. Deci nu erau semnate în protocol și în proces verbal, ci era minune concretă trăită de darul lui Dumnezeu peste inima credincioșilor. Se spune de celălalt, de Ava Pimen, un alt mare lepădat de sine și trăitor, că atunci când stătea în banca, în strana lui, cum au bătrânii în biserică, părinții și frații au spus, ăsta nu-ți face o minune în văzul obștii, nici să-l picuri cu ceară. Dar zice, te învăț eu ce să faci. Du-te, zice, și pune copilul bolnav în strana lui. Și zice el, când va veni, vei vedea tu minunea singură. Și Ava venind, liniștit, văzând că e un copil în strană, a spus, hai, ieși, ce cauți tu aici? Iar satana, care nu știa să intre pe calea gândului, fiindcă bătrânul era în contemplație, a crezut că l-a certat pe el. Și a ieșit frumos dracul din copil și copilul s-a sculat sănătos, fără prea mari minuni. Sau un alt Ava, care era și mai sporit, Ava Serapion, pe vremea când trebuia să se facă din nou vindecarea unui copil, părinții îi spuneau din pustie. Zice, acesta nu-ți va face o minune în văzul tuturor? Poți să insiști până la cuvinte de moarte, zice, și nu face, dar te învăț un lucru, stai liniștită că vom găsi noi o cale să-l convingem. Și știindu-l că e un mare ascultător și un mare trăitor, s-a dus la el și a spus, Avu, fiindcă și frații și-au făcut cruce peste bolnavul acela, fă și tu semnul Sfintei Cruci. Și în clipa când bătrânul a făcut semnul Sfintei Cruci, dracu a ieșit și a plecat. De ce? Pentru smerenia lui. Deci nu îi aducea vinul cel mai bun și mâncarea cea mai bună, nu era amenajat cu program special că el era făcătorul de minunea mănăstirii. Din contra, Vichentie Mălău, fostul stareț al secului, dădea cu var. Și când au venit boierii să vorbească cu el de la mitropolie, a întrebat, zice, avem treabă cu starețul, zice, că îl chem imediat. S-a dus și a luat niște sandale rupte în picioare și a întrebat, ce treabă aveți? A, păi dacă cum a ta e de stat de vorbă, venim noi altă dată. Deci iată cum se obișnuiește în viața populară, să căutăm la haină, să căutăm la față, să căutăm la port, la năravuri, la gesturi, la mișcări. Sau uneori mai avem tradiția de a spune, băi, ce om de gașcă, băi, ce om duhovnicesc, băi, a dat o masă, a, ce se întâmplă? Mâncarea e pentru trup, frații noștri. Hrana e pentru suflet, rugăciune. Deci atunci când mintea se hrănește din mâncări, spune în canonul mare, căldările egiptenești cu carne de porc m-au despărțit de tine, Doamne, și de voia ta, ca pe la meh cel neînfrânat și pe Cain cel spurcat. Deci iată, atunci când lepădarea de sine intervine la modul categoric, starea sufletească nu cere nimic, ci vrea liniștea. Isaac Siru, cel ce rugăciunea a dobândit-o, fuge de lucruri lumești ca asinul sălbatic de oameni. Așa că o altă cale sau o altă voință pe care o cere Mântuitorul mai departe, Iisus Hristos, după voință, deci a vrea, deci cuvântul a vrea l-am cam terminat de explicat, dar a mai rămas o problemă. Știți unde mai ne împotmolim noi în a vrea? Duhul este râvnitor, dar trupul este neputincios. Se pare că foarte mulți oameni, auzind cuvântul lui Dumnezeu, sunt dormiși de bine. Se pare că foarte mulți călugări, auzind cuvântul lui Dumnezeu, sunt dornici de mântuire. Dar ce se întâmplă? Uită ce spune la Duhul Sfânt în psalm. În calea aceasta în care am umblat, ascuns sau cursă mie. Cine? Satana, ca să ne smintească. De ce-i bețiv starețul? De ce-i hoț economul? De ce-i curvar primarul? De ce-i parșiv milițianul? Sau etăcă și etăcă. Ei, toate acestea nu fac altceva decât să ne smintească pe noi din punct de vedere omenesc, dar să ne arate că n-am sporit cu nimic duhovnicește. Se întâlnesc cei mari trei aștri ai pustiei, Clement Alexandrinu, Macare Alexandrinu cu egipteanul și cu Pafnutie. Și într-un sfat duhovnicesc, stând ei de vorbă, au zis, zice, Avo, cum stai cu cele duhovnicești? Zice, cu rugăciunile, cu vioșiei tale, bine. Zice, ți-aș pune o întrebare. Discutau cei doi, Alexandrinul cu egipteanul. Dacă ai vedea un om curvind,
Ce ai face? Păi nu mă tulbur, nici nu-i judec, nici nu mă interesează. Ăsta de al doilea spune, zice, avo, cred că este o măsură și mai înaltă să întorci capul. Da, Pafnute din pustie, zice, fraților, nu vă osteniți degeaba. De-ați fi fost cu mintea în cer, nici nu-i vedeați că îmi fac păcatul acesta. Deci iată subțirătatea minții, iată esența voii crucii lui Hristos. Hristos când își smulgea Ana și Caiafa hainele, când Pilat să dedea grandoman acolo în Sinedriu și spunea, dar tu nu știi că eu am putere să te răstignesc sau să te slobod? Da, nu uita Pilat că ți s-a dat. Ești tu Fiul lui Dumnezeu? Dacă tu spui asta. Deci vorbea cu el la doi peri. Vorbea cu el la răspunsuri categorice. Vorbea cu el până unde? Până la despărțirea. Săptămâna 29-a vineri în Apostol spune, până la despărțirea sufletului de Duh, cuvântul lui Dumnezeu e sabie ce despică și desparte pe noră de soacră sau pe fiu de mamă sau și pe tată de ficiorusul. Unde? În litera Duhului. Ești păcătos, mergi în iad, ești vrednic, mergi în rai. Și nu contează că plânge mama după fiu sau fiul după mamă. Dar subțirătatea merge mai departe. Mântuitorul Iisus Hristos a demonstrat ce înseamnă lepădarea de sine în cuvinte categorice și dumnezeiești din Sfânta Evanghelie. Și în momentul când a scris poruncile, a spus așa în predica de pe munte: fericiți cei blânzi, că aceia vor moșteni pământul. Blânzi. Ce înseamnă blândețe? Prostie? Ce înseamnă blândețe? Delăsare? Ce înseamnă blândețea? Nepăsare? Amânare? Depravare? Nu. Blândețea sau proasta înțeleasă falsă blândețe, cum spunea Nil Atonitu, dacă ați citit o carte apărută în liniile monahale, în care Gheronda, făcând un praznic pentru ucenicul său, îl proslăvea că avea diferite fapte bune, dar el de fapt nu era nici pravilist, nu era nici bisericos, nu era nici călugăros, își făcea de cap tot timpul. Dar Gheronda, pentru că îl iubise foarte mult, adică starețul lui, a dat un mare praznic în cinstea lui la împlinirea de un an de la moarte. Și între timp ce ținea cuvânt fraților și îl lăuda că a fost un deosebit monah, să deschide în mijlocul trapezei un loc urât hidos, ies flăcări, iese un drac cu sufletul lui în spate, în mijlocul trapezei și spune: vicleanule și mincinosule, hoțule de suflete, zice, tu îmi spui mie că am fost râvnitor când nu mă îndreptai și nu mă pedepsai că lipsam de la biserică, că nu eram la masă, că nu eram la rugăciune, că nu-mi făceam pravila, că mă îndulceam mintea cu patim și acum te mai și lauzi că sufletul meu e la bine? Zice, ia hai cu mine să vezi unde mă veselesc eu. Și l-a apucat pe stare să-mi plin sobor de la masă și l-a coborât în flăcările iadului. Deci iată ce înseamnă blândețea prost înțeleasă sau acealaltă formă. Bă, dar ce zbir e ăsta? Este zbir dacă este după Dumnezeu. Că și Iisus Hristos a fost zbir. În momentul când a găsit hoții și schimbătorii de bani în biserică, a luat biciu și s-a dus și a răsturnat toate mesele de colportaj. Nici icoană, nici carte, nici bou, nici vițel, nici porumbel. Rugăciunea e cea din tâi, că celelalte ți le adaug eu ție. Și i-a dat afară. Deci, foarte clar să le fie credincioșilor că nu pot să-și răscumpere păcatul prin pomelnic sau pot să-și răscumpere păcatul prin ctitorie sau pot să-și răscumpere păcatul prin donații de bani. Alea le dai ca să fii scris la temelia bisericii și în jertfa Sfintei Mese la sfințire, dar pravila și canonul ți le faci ca să nu te duci în iad. Dacă vrei să fii împreună colaborator, ca atunci când biserica spune pe ctitorii, miluitorii, binefăcătorii și drept măritorii creștini să-i pomenească Domnul Dumnezeu. Dar dacă strâmb măritorii creștini, nu-i mai pomenește Domnul Dumnezeu, că lumina n-are treabă cu întunericul. Iar Iisus Hristos a spus categoric, în momentul când eram pretoriu, el care era smerit, și să vedeți ce lepădare de sine, dacă îți întoarce cineva fața și îți trage o palmă, tu întoarce-o și pe cealaltă. El care spunea aceste cuvinte, acum să contrazicea pe față. Dacă ți-am spus adevărul, de ce mă lovești? Ia uzi cum comenta. Era răzvrătit, era recalcitrant, nu-i convenea. Dacă ți-am spus adevărul, de ce mă lovești? Și sluga arhiereului s-a oprit. N-a mai tras. N-a mai tras că era Dumnezeu. N-a mai tras că era cuvânt adevărat. Așa la fel. Nici monahul,
nici creștinul, nici starețul, nici bărbatul, nici femeia. Când sunt categorici în legea și în cuvântul lui Dumnezeu, harul lui Dumnezeu lucrează. Vine bietul creștin și pune pomelnic să crap pe ăla, să se răzbune pe ăla, să ia partea lui ăla, să-l omoare pe ăla, să-l îmblânzească pe ăla. Dumnezeu știe dacă e nevoie. De aceea spune atunci când se fac pomenirile: pomenește, Doamne, după voia ta și împlinește toată cererea aceea de folos, după voia inimii tale să preaslăvească preasfântul tău nume în cererile de folos. Și dă robilor tăi aceștia să nu vină în ispite mai mari decât poate să poarte sau să ducă în cererile de la proscomidie. Dar mă întreb un lucru. Ispitele ni le facem noi sau ni le face Satana? Ispitele ni le facem noi. Despărțirea minții de Dumnezeu este unirea minții cu Satana. Satana gândului cel prelungit sau Satana gândului cel îndulcit. Și mergând și peste acesta vrea despre care am vorbit categoric și nu mai are rost să insistăm, mergem la lepădarea de sine despre care am vorbit și intrăm ce? În a-și lua crucea cui? Deci crucea sa. Fiecare om își ia crucea sa. Boala de stomac, lenea, trândăvia. Să știți că și trândăvia e o cruce grea de dus. Când te-a pălit boala trândăviei sau a beției sau a nesimțirii sau a fumatului sau a curvitului, ești terminat? Când te-a pălit această patimă și nu mai poți să o stăpânești, apoi cruce grea ai de dus. Orice se întâmplă, Mântuitorul a cerut fiecăruia să-și ia crucea sa tocmai prin faptul că nu sunt șabloane în mântuirea ortodoxă în care doi sfinți să se fi mântuit la fel. Există ceata ucenicilor, există ceata mărturisitorilor, există ceata ierarhilor, există ceata prorocilor, există ceata sfintelor femei, există ceata apostolilor, există ceata de Dumnezeu cuvântătorilor, a celor locuitori în pustie, a dreptilor, a postitorilor și a ce mai vrei tu. Dar mai există în rai o grămadă mare, o câmpie întinsă, numai flori, numai verdeață, numai bucurie, unde intră cine? Păcătoșii smeriți. Adică păcătoșii care n-au reușit să se sfințească. Pentru că calendarul sau sinax sau ortodox în martirologiu de Ierusalim sau Roma nu cuprinde decât 6 și 10 milioane de sfinți prinse în agiografie. Dar în realitate este așa. Tuturor sfinților! Pentru că și Baba Maria, care păștea vaca pe marginea șanțului și duhovnicul ei o spovedea și o împărtășea din 40 în 40 de zile și a dus văduvia curată, și a dus văduvia frumoasă, și a dus o viață cinstită, și ea e rai. N-a pus-o Iisus Hristos sau Mântuitorul ca Dumnezeu în treime, deci n-a pus-o în rând cu Maria Magdalena, că n-a fost apostol, nici n-a fost mărturisitoare, dar a pus-o acolo, în ceata babilor sfinte. Ei, de ce a pus-o acolo? Ca să o rușuneze pe baba cealaltă, care stă toată ziua ca o cață cu coatele pe gard, sau are o șleaptă de avorturi și uită că trebuie să-și facă canonul, sau un moșneag oarecare care încă e nașparliu la 80 de ani și nu i s-a izbăvit din minte duhul curviei și mustul de străbălări, să-l rușineze moș Gheorghe Lazar, care stă desculț cu psaltirea sub braț. De ce? Când vei spune nu pot sau nu vreau, Iisus Hristos nu va spune nu vreau să fii ca mine Dumnezeu adevărat și om adevărat. Fii ca semenii tăi, om adevărat și suflet mântuit. Adică noi vom avea oglinda sfinților raportate la crucea noastră. De aceea fiecare om în viața lui are un model. Modelul sfântului a cărui nume poartă, modelul duhovnicului a căruia la spovedanie merge, modelul, să spunem, parohului din parohia respectivă, modelul bătrânului sau a mamei sau a tatălui, cum se spune în popor, cei 7 ani de acasă, tot o lepădare de sine. Că dacă i-a crescut mamă sau și tată sub bine, atunci sunt oameni serioși și gospodari. Iar în final, întrebarea și în multe din învățăturile Evangheliei spune ce poate să dea omul în schimb pentru sufletul său? Nu poate da nimic. Dumnezeu cere suflet contra suflet. Adică, ți-a dat suflet, suflet îți cere. Ți-a dat viață curată, viață curată îți cere. S-a dat Duhul înțelegere și a pricepere și a discernere, astea ți le cere. Dar ți le cere alte rate sau murdărite după cum le-a dus la ușa gropii și vei da răspuns pentru ele. De aceea spune, ca răutatea să nu fie fără de moarte și fără de sfârșit, tu ai rânduit aceste înțelepte amestecături din țărână,
ca sufletul să meargă de unde și-a luat ființă, iar trupul să disfacă din ce s-a alcătuit. Adică păcatul și carnea și sângele rămân pe pământ și le mănâncă taica vermele, iar sufletul se duce să se întâlnească cu Hristos, să se închine la picioarele Lui, să plângă, cum spune mezonoptica, râuri de lacrimi au curs pentru că n-am păzit legea ta, să se cutremure și să se înspăimânte de vederea Dumnezeului celui adevărat și să se audă acel groaznic cuvânt pentru cei păcătoși, nu vă cunosc pe voi, sau pentru cei drepți veniți la mine. Deci acest, cel ce vrea să vină după mine, cel ce vrea să vină după mine să se lepede de sine, este mesajul prin care Iisus Hristos ne cheamă la El încă de pe pământ. Să cunoască lumea că sunteți ucenicii mei. Porțile iadului nu biruiesc biserica în veacul veacului. Iar încă un simbol al crucii, pe care noi trebuie să-l știm, este și acela al punerii crucii pe biserică, spaima dracilor, la mormânt spaima duhurilor necurate, la gât spaima dracilor pătimași care ne chinuiesc pe noi și, dacă vreți, în toate locurile, în toate casele și în toate domeniile sociale, acolo unde există Sfânta Cruce, există și Harul lui Dumnezeu. La capul mortului, crucea nu este altceva decât elementul de legătură sacru sau jertfelnic între... De ce nu îi se pune crucea la picioare și se pune la cap? Ca dumnezeirea să coboare spre mintea celui adormit și ca pe o scară a lui Iacov să se întoarcă înapoi prin tulpina crucii ce? Roadele faptelor bune pe care văzându-le oamenii să vă slăvească pe voi și slăvindu-vă pe voi pe Tatăl vostru cel din ceruri. Iar brațele crucii nu sunt altceva decât lucrarea Fiului lăsată în lume prin Evanghelie și lucrarea Duhului lăsată în lume prin voința omului de a o face sub forma faptelor bune. Și de aceea se spune că la moartea acestui om aici odihnește robul lui Dumnezeu. Într-adevăr odihnește robul lui Dumnezeu. Dar și vai de celă unde în locul acela scrie robul lui Dumnezeu și în sicriu stă sarsaile. Pentru că în ziua judecății mai ușor va fi Sodomei și Gomorei, după cum Mântuitorul a spus, Capernaume, Capernaume, până la cer te-ai ridicat, până la iad te voi coborâ. Adică vai celor care au știut legea și vai celor care au înstrâmbat-o. Vai celor care l-au cunoscut pe Dumnezeu răstihnit și înviat și vai celor care ajung să se izbească de Dumnezeu cel răstihnit și înviat. Pentru că de cine se atinge îl plesnește, de-l spulberă, iar cine se împiedică de el se sfărâmă. Mulțimea sectelor nu înseamnă decât minți raționale diabolice, îndrăcite, lipsite de puterea crucii, care este arma asupra diavolului și ni s-a dat nouă de să cutremură moartea și iadul de puterea ei. Iar mai departe, crucea este simbolul spiritual, de aceea se și spune crucea călugăriei, crucea celor căsătoriți. Crucea, în general, reprezintă jertfa. Și ca să știți, pentru că se mai întâmplă câteodată să exagerați în anumite probleme, crucea pe care o cinstiți, aceea este cea adevărată. Mai scrie prin îndreptarul de spovedanie, zice, am făcut cruci pe țoale și pe pereți și pe nu știu ce. Ăla nu e un păcat care te încurcă să intre în rai. Un sultan, vrând să omoare un patriarh creștin, a spus așa, avem două șanse să-l prindem. Puneți un covor mare pe jos cu cruci și de leva călcal vom spune că a profanat semnul lor. De nu va vrea să calce, tăiem capul că nu împlinește ordinul sultanului. Dar el venind la marginea covorului, a făcut trei metanii, a sărutat crucea din marginea covorului, după ce a sărutat-o, i-a cântat imnul, mântuiește, Doamne, poporul tău, crucii tale ne închinăm, stăpâne, și a călcat frumos pe covor până la sultan. Ce nenorocitule, ai călcat legea voastră creștină profanând Dumnezeu cu semn. Nu! Crucea Hristosului meu este ceea care am cinstit-o. Căci trei cruci s-au găsit la Ierusalim, dar una a înviat pe mort. Deci iată, crucea este de rușine atunci când vor să bajucorească dracii și sectare, iar crucea este de putere atunci când creștinul o cinstește și o înalță. Nu există cruci făcătoare de minuni sau cruci nefăcătoare de minuni. Nu există icoane făcătoare de minuni sau nefăcătoare de minuni. Noi le-am ales. Toate sunt făcătoare de minuni, fiindcă au puterea asupra dracilor.
dar nu au putere și facere de minuni pentru păcatele noastre. Un bețiv adormind într-un colț odată noaptea și-a adus aminte de la măsa și de la tatu că dacă o să facă cruce, nu vine cel rău la el. Și cum s-au îngrămădit în ungherul acela din cameră, făcea cruci. Prin aer, așa. Tot roata. Zice el, băi, să am un lanț de cruce, să nu se bage satanul. Venind draci noaptea cu vântul ei ca stirigoie, au dat și de idiotul ăsta beat acolo forcăind. Și ia să vedem noi cine e ăsta. Vine primul drac să apropie, să arde. Vine al doilea să apropie, să arde. Legiuni întregi de draci nu se puteau băga în jurul lui. Băi, cheamă-l pe Scaraoschi să vedem ce se petrece aici. Și vine Scaraoschi și boldește el ochii întunecața lui. Păi mă, proștilor, mă, ăsta-i bat, mă, dar n-ați văzut ce a făcut la culcare? Și-a pus gard de cruce în jurul lui. Păi cum să treceți de semnul lui Hristos dacă în sufletul lui îi botezul lui Hristos? Și-au fugit dracii rușinați. Deci iată, dacă la bețiv crucea are valoare și se roagă, cu atât mai mult la omul conștient care o cinstește cu adevărat. Iar ultima valoare a crucii și cu care vreau să închei, fără să vă mai spun prea multe, să vă plictisiți, și atunci când crucea este troiță la margine de drum, când crucea este troiță la margine de sat, în grădina omului, în casa omului, dacă o cinstești cu adevărat, ea și atunci este făcătoare de minuni. Jidanii dintr-un sat, prietenii noștri de veacuri și dușmanii ortodoxiei, au văzut odată o troiță și au spus, ia să-l răstihnim și noi pe Hristos, cum l-au răstihnit și înaintașii noștri. Și s-au dus la troița aia și o scuipau și îi trăgeau palme și o izbeau și băteau cu piciorul și zvârleau cu pietre. Dar un rapăn de jidan mai bătrân spune, zice, bagă-mă o suliță în coastă, că așa a făcut strămoșii noștri. Și în clipa când a băgat sulița în coastă, îndată a curs sânge și apă. Și s-au spăimântat cu tot, au căzut cu fața la pământ, s-au dus la episcopul cetății și s-au încreștinat. Și astăzi se încreștinează, dar cu scopul de a distruge ortodoxia. Și astăzi vin în biserică, dar vin cu scopul să afle tainele creștinilor. Să râdă de preoții păcătoși, de creștinii ticăloși, de călugării neinstruiți și să arate cu degetul lumii, iată ce biserică plină de păcate avem. Dar să nu uităm că Apostolul Pavel a spus, biserica are și vase de cinste și vase de necinste. Să nu uităm că în Vechiul Testament nu femeile Vechiului Testament au ascuns pe iscoade, ci Rahab desfrânata. Și Dumnezeu s-a proslăvit prin ea și a mântuit-o și se pomenește și astăzi în slujba tainei comuniei. Deci iată, Dumnezeu se poate proslăvi și printr-un păcătos, și printr-un curvar, și printr-un bețiv. Dar elementul categoric esențial și necesar în taina crucii este unul ca acesta. Mântuitorul venind la Golgota, în clipa când s-a uitat la cei doi tâlhari, unul hulea și unul preamărea. Ce i-a spus? Astăzi vei fi cu mine în rai. Dar la modul categoric, duminica trecută ne-a arătat. Fiul omului are putere să ierte și să dezlege păcatele. Cum? În numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Pentru cei ce pierd crucea este nebunie, iar pentru cei ce cred în Hristos, arma puterii și înțelepciunea. Când sunacuza peste noi lumina feții tale, Doamne, aleluia, aleluia.